Și cum o să fie drumul acolo? Hai, tu vedem. Mergeți, luați în dreapta și imediat e la stânga. Hai. Hai. Asta e șalupa care merge direct la Leda, nu? Pe aici, să o luăm, ieșim pe aici și ieșim la coșară. Hai, înainte. Bun, atunci, ha. În trecut, unul foarte îndepărtat, au fost niște reclamații, să spun așa, din partea direcției silvice, cum că acești cai ar distruge pădure, ar face tot felul de stricăciune aici. Și atunci am găsit ca soluție umană și eficientă vaccinarea imunocontraceptivă, prin care ținem numărul lor sub control. A rămas pe, da? Da. E un pic, pleacă, cred că avem ceva. Primele semne? Nu, o lăsăm. Când are capul jos. Am identificat un grup de 3 indivizi, masculin, o femeie, ea și un pui, puiul și mai probabil al ei. Am luat decizia să o capturăm, am tranquilizat-o, a durat, nu știu, vreo 7-8 minute până când a adormit. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să identificăm dacă ea este sau nu are microchip sau un semn de tangalizare în caz că este a unei persoane din zona grindului Leda. Colegii mei monitorează la anestezia, iar eu o să fac un vaccin pe care îl facem iepelor. Este un vaccin imunocontraceptiv. Vaccinul ăsta practic limitează fertilizarea. Ea la anul nu va mai face pui, da? Problema cea mai mare cu care ne confruntăm noi aici în grinduleta este că din cauza faptului că sunt din ce în ce mai multe animale,
resursele naturale sunt limitate și dacă sunt foarte mulți căluți, s-ar putea să fie o problemă și pentru vegetație. Așa că noi facem vaccinul ăsta în fiecare an. Până în momentul de față am vaccinat undeva la 260 de iope de-a lungul a 7-8 ani de zile. Nu facem asta, nu facem atât de multe iepe în fiecare an, facem undeva la, nu știu, între 50 și 100 de iepe pe care le vaccinăm. Vaccinul durează un an, deci nu trebuie să recapută după un an funcțiile vitale de a face pui. Scopul nu este să exterminăm populația asta, scopul este să încercăm să creăm un echilibru cu mediul înconjurător și să nu mai fie nici probleme de natură, cum am spus, invazie. Pentru identificare avem, le punem niște crotalii la nivelul urechilor ca să poată fi văzut la distanță și să putem să identificăm, pentru că nu ne dorim să facem același vaccin de mai multe ori la același plec. Ca ei nu vor mai fi tranquilizați, pentru că îi putem diferenția de la distanță prin crotalul respectiv. Ei vor primi anual vaccinul printr-o săgeată trasă de la distanță, iar săgeata respectivă se injectează vaccinul, administrează vaccinul, iar animalul va simți doar o înțepătură de... Și cu săgeata ce se întâmplă? Ea va cădea și noi o recuperim în teren. Sunt special făcute ca să odată atinge animalul și injectează substanța și cade imediat și în momentul respectiv ne mergem și adunăm săgeata de pe teren. Așa a rămas povestea lor, că sunt la local nici oricum. Cu siguranță nu i-au adus nimeni din altă zonă ca să se sălbăticească. Păi știți de mic, adică de... Da, de aici. corect. Da. De când mă știu de ce au fost aici, totdeauna. Pădurarul cu care am vorbit astăzi, care spune că înainte de Revoluție nu existau cai liberi pe aici, adică oamenii și aveau cai lor și nu erau în sălbăticie. Cu ce părere ai de chestia asta? Și cum, i-au lăsat ei liberi și s-au făcut vreo 1000 de cai în... Nu, zice că după CAP s-au spart CAP-urile, mă rog, oamenii i-au dat drumul la cai și de acolo s-au mulțit și au ajuns la numărul de astăzi. Asta e explicația mea. Există o parte de adevăr și în această explicație, numai că din ce am cercetat noi până în acest moment, încă mai săpăm, să spun așa, am descoperit scrieri prin care se spuneau, are Dan Zlodeanu un articol foarte interesant, în care spuneau că prima migrație tătărească din secolul 13 a trecut pe aici. Și în drumul către Europa, să spunem așa, și la întoarcere. Și au lăsat niște cai în urmă. Asemănarea între acești cai și cei tătărilor este uriașă. Seamănă foarte bine și cu calul sălbatic prevalski, cel mongol. Lățimea lor fiind mai mică decât al unui cal normal, puteau foarte bine printre copaci să se strecoare fără a distruge picioarele călărețului. În secolul 17, Dimitrie Cantemir ne spune cum veneau magnații ruși să prindă armăsari pentru a-i monta cu iepele arăboaice pe care le aveau ei, ar acești armăsari fiind considerați foarte rezistenți, pentru că ei trăiau fără niciun ajutor omenesc aici. Aici însemnând nordul deltei Dunării, sudul Moldovei din ziua de azi, pe vremea aia se chema Stepa Buceagului. Evident că s-au întâlnit și cu cai abandonați în urma desfințării CAP-urilor de aici. Deci, s-au încrucișat, s-au corcit, să spun așa, și avem cai pe care avem în ziua de azi.
autoritățile au obligația, să spun așa, de a nu mai extrage cai de aici sub nicio formă, iar noi ne vom ocupa ca numărul lor să scadă constant până la un anumit punct în care să fie o populație sustenabilă, care nu va distruge habitatul, pentru că nici noi nu vrem, bineînțeles, că acest habitat să fie distrus, ar fi o aberație, pentru că ei după aia nu vor mai putea trăi, nu vor mai avea resurse de hrană. De... Și atunci, numărul lor, dacă va ajunge între 3 și 400 de exemplare, acum fiind cam 500, va fi super în regulă pentru toată lumea.